Îți mulțumesc din suflet. Ești foarte drăguță, pe cuvântul meu de onoare. Stai să-ți spun și coroana. Nu, lasă, stai aici! E ok, n-are nimic, Greta. E în regulă. Era închiriat? Da. Așa. Perfect. Perfect. Arăt. Hai să mai povestim un pic totuși. Ce vrei să mai povestim? Vreau să-mi răspunzi la absolut toate întrebările pe care ți le voi despre adresa. Despre Florin. Sunt niște întrebări foarte drastice. E copt mai mare decât tine? E mai înțelept decât tine? Da, și mai matur și da, adică învăț foarte multe de la el și pentru mine asta e... E mai înțelept decât tine? Să zicem. Fiind mai mare... A doua întrebare să răspundem, că dacă nu, uite-te ce-i deasupra capului tău. Mă zberiu un pic ăla. Vrei să te măriți cu el? Nu știu, adică îmi doresc... Adică vrei să te măriți, da sau nu? Momentul ăsta? Acum! Nu știu. Dacă sună el, da sau nu? Dar lasă-mă să mă gândesc un pic. Păi nu te mai gândești. Dar nu vreau, că îi dăm deja pot. Vă gândiți atât de mult de rămâneți nemăritate. Da e sau adevărat, nu? Dacă sunt cu el, îți dai seama că îmi doresc să rămân și cu el. De astea sunt cu el, ca să rămân cu el, nu? Perfect. Deci Nicole Cherry vrea să rămână pe vecie cu Florin. Exact. Corect? Da. O altă întrebare. Da. Zici că ai și tu vreo întrebare? Dacă se gândește la un copil. Zici că a întrebat bunica de la Orlea. Da, mai răspuns Nicole, asta. Nicol, vă gândiți pe la un copil? Din nou, întrebare din partea momentan telespectatorilor gândit, noștri. Dar dacă va fi să fie, nu o să zic nu. Dacă eu va îmi fi? Doresc să fie, o să fiu mamă tânără. Nu-mi doresc să treacă așa timp. Adică acum, dacă rămâi însărcinată, rămâi? Da, n-am nicio problemă. Adică dacă rămâi, adică înțelegi ce vreau să zic? Adică, da, adică nu mă duc să fac nu, alte nu, doamne, da, și adică nu. Acum e o perioadă... Nu sunt de acord cu... Da, cu întrerupea de sarcină, cu avortul. Nu, dar vreau să zic altceva. Da. Practic, acum nu sunteți, cum să zic așa, în tot felul nu de măsuri. Nu pune la bătaie, nu. Nu, nu sunt măsuri de siguranță. Dacă se întâmplă, se întâmplă, nu? Da, aoleo. Vezi că a fost bună întrebarea? A fost bună. Dar am mai zis asta, dar vă rog, nu mai scrieți că sunt însărcinată. Nu sunt însărcinată. Dar nu înțelegem. Mă viță, nu cu șutic de la drăguț când o să fiu însărcinată. Dacă o să rămâi însărcinată, rămâi. Păi da. Nu, așa pe jumătate adică, rămân. Nu știu mă cum să te întreb, că sunteți și la televizor. Adică nu sunteți să vă protejați acum. Adică vă doriți să aveți copii, nu? Hai că deja vorbim. Deja am întrecut la emisiunea Ce se întâmplă, doctore? Râsul, da, dar râsul ăsta va trebui să fie analizat. Așa. Și o ultimă întrebare. Da. Dar vreau să fii sincer. Despre Florin. De la 1 la 10. Auzi, da. De la 1 la 10! Mai bine îl chem pe el cu să-l... Dăm numărul să-l sun acum, că vreau să-l întreb ceva. Nu știu numărul pe Doros, să-ți jur că nu-l știu. Adu telefonul că vreau să-l sun. Păi nu-l am, ce să-l sun? Nu-l am. Nu știu dacă o să-l răspund. Zim numărul 07. Dar nu știu, îți jur că nu știu. Nu știi numărul iubitului tău? Îți jur, îl știu și... pe al mamei, dacă vrei. Dă numărul mama ta. Ce să... Nu, că mama nu vrea să apară la televizor, păi mai bine pe tata. Nu, lasă, că cu tata am vorbit de 100 de ori. Dă-mă numărul Florin să vorbesc și eu cu dar el. Dar nu știu numărul. Cum dacă nu știi? Dar nu știu, și ce vrei să-l întrebi? Ce mai face? Bună, sunt Cătălin Măruță. Să știi că sunt în emisiunea aici la ProTV și m-am gândit să te întreb ce faci. Exact. Noi întrebăm telespectatorii ce fac. 07. Dar nu-l știu. Bine, lasă că, uite, mi l-a dat mie cineva. Stai să vezi. Mi-a adus geanta, nu pot să cred. Nu, pe bune, deci mi l-a dat cineva. Deci o să-l sun și îl pun pe speaker. Îl sun pe speaker și să vedem dacă te iubește sau nu te iubește. Eu nu cred că îl sun, ai de unde să ai numărul lui. Bă, mi-a dat cineva numărul lui. Sună. Stai să vedem dacă răspunde. Nu cred că... Pararara. Alo. Salut, Florin. Salut. Nu e Florin. Nicol ăsta. E cu noi aici în emisiune, Nicol Cherry, iubita ta, Florin, salut! Salut, salut! Dar nu e dormeai? Nu, mă uitam la emisiune. A, și îți place de ea, așa, în Bianca? Nu e Florin! A, nu-i Florin, nu mai Florin, recunoști. Nu e Florin, trebuie să văd numărul. Păi, zici că nu știi. Păi, știu începutul. 0722. Nu. Florin, vrei să te căsătorești cu Nicol Cherry? Nu e Florin, deci hai mă să-l sunăm pe el măcar dacă-l sunăm. Stai. Dar... Nicolaina, ieși mă de după perdea că a zis că-l sunăm pe el. Era colegul Nicolaina, l-am sunat pe el, uite la acolo sus. Vei, Doamne, uite la acolo sus. Nicolaina, salut, lasă-mă, că zic că gata, am convins-o, acum îl sunăm pe Florin. Dar dacă nu-ți răspunde, e ghinionul tău, fii da, atent. Dacă nu răspunde, e ghinionul meu, pune aici telefonul. Doamne, Cătăline. Oameni buni, pentru... Pune da, aici. Sunt de pe numărul tău, că de pe numărul meu s-ar putea să răspundă ăsta la... Nu, mă, dă numărul aici, că pun păi eu, nu. Lasă, vino... Dar sunt ia de la tine. Cătă, iubire, vino aici. Dar sună tu, uite, îți dau numărul pe WhatsApp.
Păi stai să vezi, să văd pe ce număr mi l-ai dat, că poate mi l-ai dat pe celălalt telefon. Hai de repede, vino încoace că nu-ți fac nimic, vino încoace. Uite, scrie tu numărul aici, dar nu suna de la mine că mă supăr. Nu, stai să văd că sunt chiar. Doar nu vrei să, nu-ți spune cu voce tare. Nu, Doamne ferește. 0765. Câte mii? Nu mai sunt multe cu 0765. Da, că ți-l notez eu. 180. Așa. Așa, 3. Așa. Nu, vezi că e 3 la final. Da. Bine, perfect. Bine. Hai. Florin. Aolo, mamă, și dacă răspunde? Nu o să răspundă. Vorbește urât în jură de obicei? Nu. Dacă are treabă, nu o să-ți răspundă. Dar știi că ești la emisiune? Hă? El în ce domeniu lucrează? Cu telefoanele. Vinde-te. Salut, da. Salut, Florin. Da. Salut, Mihai, sunt Am Show. Vrem să vorbesc cu tine de niște telefoane, se poate? Care Mihai? Mihai, am numărul de la iubita ta, de la Nicol. Florin, sunt Măruță, te-am păcălit de fapt. Ești în direct. Ești în direct și aici este Nicol. Așa. Am crezut că o urmărești, de asta am vrut să fac testul ăsta. Nu mă urmărești ăsta. Niciodată. Sunt la treabă, dacă eram acasă urmăream, dar mai greu la ora. Florin, am 3 întrebări sincere. Te-ai gândit la căsătorie? Aolo. Sigur. Tot timpul mă gândesc. Vreți să vă căsătoriți? Normal. Te rog frumos. Da, vreau să o ceri de soția în direct acum. Nu prea vreau să fac asta de două ori, așa că mă păstrez. De două ori odată. Bine, bravo, foarte bine. Iubire, dar stai un pic. Iubire, dar vrei să vă căsătoriți? Da, sigur. Iubire, și mai vreau să te întreb, pardon, Florin, mai vreau să te întreb ceva. Nicola a zis că își dorește un copil. Alo? Cum? Ea mi-a spus 3, nu. 3? Dar mi-a spus, Doamne, ai grijă ce Florin mi-a spus, în același timp că dacă se întâmplă, se întâmplă. Păi normal. Adică ești pregătit să fii tată. Oricând. Și ea. Bravo, și ea. Și ea să fie mamă. Ea mai mult ca mine. Cum? Ea mai mult decât mine. Adică ea mai mult decât tine. Da. Perfect. Te bate la cap, ia zi-mi, fii sincer cu mine, că am trebuit. Niciodată. E cicălitoare? Nu. Îți caută în telefon? Chiar de la... telefonul e la... ce al meu, al meu. Așa e la început, primii câțiva, da. Florin, să știi că te aștept odată și pe tine în direct. Da, când ne facem timp și astea, poate că o să ajung. Perfect. Ce piesă îți place de la Nicol? Să-mi cânti un pic. Cântă la fel ca mine? Nu, toată. Cânti la fel ca mine? Nu prea, doar dacă bău puțin. Am înțeles, perfect. Lasă că te sunăm pe la 2-3 noaptea. Da, așa da. O pregătesc și scrie și ce. Florin, dacă vrei să-i spui și socrului tău ceva, e cu noi aici, a ascultat toată discuția. Nu e. Unde să fie dacă e cu mine aici? Domn George. S-a teleportat, mă? Ha, tata lui Nicol este acolo, bre? Păi da. A, să trăiți? Da. A, să trăiți tata lui Nicol? Serios? Am avut impresia că erați pe aici. Nu m-ai chemat în emisiune. Nu, ce a făcut vinea ceva? Spune Măruță că nu-i problemă. Eu vă zic, dar nu vă supărați. Să vă uitați pe Instagram, o să vedeți. Dar na, asta e. Îmi dă like la toate pozele, na, ai greșit persoana. Să vă uitați la Instagram după emisiunea. A pierdut la cărți pe îmbrăcate. Am îmbrăcat-o până în gât, e indiancă. Am înțeles. Numai bine, ce frumos. Tata, socru cu ginele. Cum? Dezbrăcate nu jucăm. Bunicu, numai bine, mai vorbim. I-am zis bunicu. Păi chiar e bunica, sora mea a născut deci. Păi de asta i-am zis, da. Știi tu. Numai bine, sănătate, numai bine, Florin. Pa, pa. Bă, foarte mișto, Florin, mi-a plăcut de el. Ți-a plăcut? Am numărul, îl mai sun. Da. Nicol Cheri, oameni buni, căutați-o pe internet, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Da, și pe Ira, mi-am scos brand. Vreau să-i dau și Andrei ceva cadou, uite, poate îi place ceva. Mai ales că o să mai lansez acum produse noi. YLLA. Să ai baftă. Mulțumesc, Cătălin. Ai văzut că ai reușit să vorbești și cu Florin, că tot îți doreai tu așa mult. Oameni buni, îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm pe la noi. Eu mulțumesc. Postez pozele pe Instagram, ți le trimit imediat. Arăți-e super. Mulțumim mult de tot, Nicol. Numai bine, la revedere, telefonul și geanta rămâne la noi. Nu. Rămân la noi că e două. Telefonul celălalt. Ăsta cred că e telefonul. Avem aceeași husă, așa am crezut. Da, exact. Mergem mai departe. Ne continuăm emisiunea. Pa.
Să-l pup pe Florin. Da.